meci cu o încărcătură extrem de, de mare. Mă bucură enorm efortul pe care l-au făcut băieții, implicarea lor. Eram convins că reușitele o să apară atâta timp cât ei o să rămână concentrați la ceea ce au de făcut, dacă vor rămâne împreună și vor continua să lupte. Eu personal n-am avut niciun dubiu că vom avea un rezultat bun. Mă bucură efortul lor încă o dată, mă bucură implicarea lor, mă bucură în primul rând faptul că au rămas uniți și spiritul ăsta s-a văzut și rezultatul cred că apare în primul rând din spiritul ăsta pe care ușor, ușor încercăm să-l construim la zi. Ne referim aici la meciul ăsta sau așa pe parcursul? Nu, la meciul de astăzi. Evident, am avut un adversar care a încercat să ne încurce și atunci jocul a avut alternanța între noi să creăm probleme adversarului și am avut momente de joc când trebuia să rezolvăm problemele pe care ni le crea adversarul. Și atunci prima aia repriză ne-a arătat clar care sunt punctele noastre forte, unde trebuie să insistăm și ne-a arătat în același timp și slăbiciunile. Până s-au reglat lucrurile astea, așa au apărut fluctuațiile astea din timpul jocului. Dar aici mai trebuie înțeles un lucru, faptul că noi ca și grup acum suntem undeva într-un proces de creștere-formare, iar procesul ăsta nu e așa liniar. Procesul ăsta e cu plusuri și minusuri și la sfârșit e importantă media unde te afli și în momentul ăsta cred că suntem undeva un trend ascendent. Cumva. Întrebări? Cum ți-ai reușit să finiști campionatul? Concret, personal, dumneavoastră, scopul pe finele campionatului, care este dumneavoastră în această echipă? Următoarea etapă. Asta e scopul meu. Mulțumesc. Da, am vrut să vă întreb dacă a fost meciul de astăzi și un potențial test pentru meciul din cupă. La momentul ăsta abordăm fiecare meci în parte. Pentru că avem de rezolvat problema campionatului. Suntem în situația în care suntem acum. Și bineînțeles, meciul de cupă va avea probabil un alt aspect. Suntem în momentul ăsta, nu ne facem decât strategia următorului meci. Ca întrebare tot despre meciul viitor în cupă, tot cu Zărea, tot o jucam acasă, iar și pune întrebare unde va fi jucat meciul, deoarece nu este sigur că va fi acordul comun să fie meciul jucat pe arena principală. Dumneavoastră, cum unde va fi jucat pe arena principală sau pe terenul Zimbabwe? Nu știu, oriunde putem să câștigăm. E dificil de spus. Ne-am câștigat și cu Mirsame aici, pe terenul 2. Clar, atmosfera pe care o avem pe terenul 1 e diferită și ne face mai mare plăcere. Dar sunt anumite lucruri pe care nu le controlăm. Sunt întrebări la care eu nu pot să vă răspund în momentul de față. Singura preocupare este, în orice context, să putem să câștigăm. Asta e singurul lucru care pot să facem. Se vede pe dinainte unde e mai comod de jucat pentru echipă. Dacă ar fi simplu așa dinainte, aș alege, dar lucrurile nu sunt simple. V-am spus că suntem într-un proces cumva de formare, de dezvoltare. Și ca să putem să ne dezvoltăm, procesul ăsta întârzia sau încă întârzie de creștere, până când nu stabilizăm anumite posturi în echipă. Iar Meira ne ajută în momentul ăsta să începem să cristalizăm o formulă de echipă și ne dă în același timp siguranța jocului ca să putem crește în meciurile următoare. Ну, в принципе, мы не первую игру ведем в счете. Если, можно сказать, короче, пока есть
силы мы играем. В принципе, у нас была, можно сказать, только одна замена в этой игре. Усилить игру мы, в принципе, не можем за счет замен. Если брать самоотдачу, самоотдача была на должном уровне, но у нас не было контроля мяча. Все моменты мы создавали только за счет быстрых атак. В общем, если брать Зимбру по игре, был лучше. Хотя моменты, я думаю, если убрать концовку, было плавно. Если брать игры, которые были, может быть, раньше, мы как бы славились хорошим контролем мяча, и нам хватало, в принципе, сил на всю игру. Здесь контроля особого не было, потому что Зимбру успевал накрывать, и мы долго работали с мячом. И выходит так, что много времени были в обороне. Когда ты играешь большинство времени в обороне, понятно, что можешь ошибиться. Но опять же, те моменты, которые были в первом тайме, это были или перехваты, или быстрые атаки у нас. По сути, уже который матч выпускать некого, и это, скорее всего, будет до конца чемпионата. Ну нет, я, в принципе, надеюсь на лучшее, потому что у нас травмированные игроки. Из них, я думаю, может быть, Гильерме вернется в общую группу. Есть еще Гульчак, который пропускал из-за перебора желтых карточек в игру. На ваш взгляд, это как-то скрасит картину? Конечно, скрасит, потому что когда есть то-то усиление, есть усиление, одна, две, три позиции еще лучше, тогда меняется и сам рисунок игры. Не понял. Что? Ну, в плане чемпионата. То есть с чемпионата заканчивается у вас какие-то... Ситуация такая, что здесь? Ну, я спрашиваю. Травмированы многие, они получили большинство из них травмы в игре, то не на тренировке, а в игре. И как бы травмы серьезные, так сказать.